Simt și eu ceva frumos, ce vrei? Ciao. Ce, jocul tău? Ce faci? Bine tu? Vreau să vă explic ceva, am venit la toți voi. Eu, ca având timp liber ieri, m-am gândit foarte mult și am vrut să fac și eu un joc pentru toată casa. Am scris aici, fiecare fată a scris câte un secret, dar un secret, Andrei, secret, vă zic eu. Adică nu s-a discutat niciodată aici chestia asta. Uh-huh. Voi trebuie să găsiți ce fată, da, care fată a scris. Și trebuie să și argumentați, să vorbiți despre asta și poate să vă dați cu părerea și fiecare băiat să-și aleagă o fată. Prin faptul care l-a scris, prin secretul, să zici, uite, îmi place de asta, că fac chestia asta. Wow, super, super jocul. Păi și de ce... Fiecare alege câte bilet. Am înțeles asta. Dar ai spus că nu o să discutăm niciodată despre asta. Păi, o să discutăm despre asta. O să discutăm, ok. Și trebuie să fiți de comun acord și să dați, să scrieți un nume pe fiecare. Fiecare pe cum. Hai să vedem. Azi sunt șapte, suntem șapte fete. Nici o fată. A, ești tu acolo. Da, și... Dacă mă duc, nu, voi faceți la fel, nu? Voi iau, Natalia. Toți trebuie să faceți. Și voi la fel faceți, nu? Păi, deci voi n-ați scris? Păi n-are legătură, băieți, alegeți-o legătură. Radu. Pe rând? Da, așteptați-mă, du! Doamne, ce-am citit aici! Asta-l duci tu, nu? Hai să-ți conduc. Mamă, ce-am citit aici! Mamă! A mea cred că este cea mai puternică. Ai grijă! Pa. Sper să ghicești. A mea e cea mai tare. E vrăjeală, nu e. Zi adevărul, nu că e a mea, dar. Hai mă, citește tu părere. Tu ce ai acolo părere? Hai pe canapea. Ce zici tu, părere? O cunoști? Bă, hai să stai pe canapea, lăsați să citească Andrei primul pe rând. Hai. Vrei să mergem la cameră să arătăm? Nu, citește Andrei aici. Citesc și după care ne dăm cu părerea ce ar fi la tine. Ce reacționare, Andrei, ce zici, Andrei, când a văzut poating? Ei nu aveau răbdarea să deschidă bilețele și când timp când Marinel m-a conducea sus, câțiva deja au deschis, dar treceau pentru că trebuie să zică pe rând. Hai să începem de aici, așa frumos. Nu, păi trebuie Lidl să începem. Îmi place să trimit poze indecente. Asta e așa, te rog. Să vedeți scrisul, să vă scris. Și noi acum toți trebuie să ne dăm cu presupusul. Bun, înainte de toate vreau să spun o singură chestie. E 100% o vrăjeală totală. Doar că să ghicim cine a făcut, cine a scris. Cred că Natalia a zis-o. Că mi-a zis voi că am să îmbrac indecent și că dacă era iubita unuia de aici, am zis-o așa. Nu. Eu cred că... Bă, dar mă explicam. Nu, scrie, nu. Eu am zis că cred și voi ziceți că nu. Am zis că nu. Păi, dar nu poți să termin fraza, frate. Ce ai? Ai zis că... Da, vreau să mă explic. Eu cred că e Natalia. Gata, știu deja. Dar uite că le place la toți. O, dar eu nu zic ce nu tați. Da. Dar atunci de ce e supărat? Bine, Robert, lasă. Și eu zic, lasă-l tot Bia. Bia. Ești pus asta. Bia, da. Ce? Bia? Bate aici, loc, nu. Țineți-vă bine, da? Am fost arestată la un an, de zile la domiciliu. Am fost arestată la un an. Asta sunt un an de zile la domiciliu, dar asta e Emma. E adevărat? Nu e Emma. Nu e Emma, e Emma, e poate eu, da, ceva. Da, e adevărat asta? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu știu ce să... Emma, deci astea două sunt 100% sigur. Eu și-a zis, are, următor. Eu am furat zilnic din benzinării. Eu asta m-aș fi gândit că e Emma. Nu, am furat zilnic din benzinării. Eu cred că asta e Emma. Eu cred că asta era nouă. Zilnic din benzinării. Aia e nona cu domiciliu. Asta sunt greșelile. Hai să dăm asta. Auzi, asta sunt greșelile. Asta e Emma. Eu v-am zis că... Nu e adevărat. Dar trebuie să zice. Dar ce e Emma? Ascultați-mă un pic. Emma fără din benzinării. Emma. Păi așa să facem. Și mai mult Nona. Eu aș fi zis... Nu mă zi, Nona. Și aici Emma. Eu am fost și arătată și furat. N-am făcut la Andrei asta. Bun. Încă o dată acum. Fiecare, dar votați unul pe rând. Votați să trimit poze indecente. Cine crezi? Bia. Natalia. Natalia. Că v-ați luat de... Eu... De vestiment. Bă, Bia, merg și eu. Pe Bia. Și eu la fel. Bia. Rămâne Bia. Bia. Da. Următor. Asta zic eu că e Emma. Asta ce că e Emma, auziți? Am furat zilnic din benzinărie. Eu cred că e Emma, să cădești la o dată. E ceva ce ar zice Emma. Da. Astea sunt minciuni toate. Parcă eu aș vedea o pe ea. Trebuie să ne dăm noi seama, gen. Asta ori e Emma, ori dacă nu și la Bia aici, știi ce poate să fie la asta cu poze indecente? Mihaela.
Nu. Păi da, ideea e că sunt deștepți. Nu văd, nu văd. Păi ideea e că sunt deștepți. Păi da, dar nu. Corect, corect. Mă rog, hai, pune-o aici Emma? Da. Da, acolo pune Emma. Robert. Deci de la Bia nu vă așteptați lucrul ăla. Adică e... Ba da. M-am îndrăgostit de tatăl prietenei mele. Da, mamă. Asta e... Tatăl prietenei mele. Eu... Asta e Natalia. Eu, Natalia, pentru că plac oamenii mai în vârstă. Dă-i să scrie acolo, Natalia. Nu plac bărbații mai mari. Asta a zis, poate... Era vreun tătic la vreo 30 ceva, dar am 40 și a zis că... Bun. Punct. Eu? Eu rămân ultimul băieț. Zi, da. La mine e urâtă rău, e groasă. Nu mă epilez. Asta e Bianca. Bianca. Unde? Mă gândesc la ea. Ea e Caterinca. Da, ea e Caterinca. Mi se pare Caterinca. Da, Bianca. Auzi, dar nu scrie ea așa. Nu scrie așa, nu e scris un Ionel. Dar poate cine știe. Nu contează. Sau posibil. La fel toate scrise. Da, bă, a scris aceeași. Am avut peste 100 de bărbați. Am avut peste 100 de bărbați. Peste 100 de bărbați. Cristina. Da. Da. Cristina, da. Citați aici, mă. O să schimbăm foile, Ionuț, ascultă la mine. Am avut cască la toate examenele, deci am copiat mereu. Asta e Ema, bă. Nu e Ema. Nu, e Cristina asta. Asta e Cristina. Am copiat, am epilez, mă, mi-a spus așa seară. Aici am greșit mult. Și la examene, da. Dar ea doar acum e la examen. Auzi, trebuia să întrebăm dacă tot ce scrie acolo e adevărat sau ironic. Dacă e ironic, păi, nu contează. Nu contează. La domiciliu nu se epilează. Tu crezi că stai pe bune? Ia, păi, de să nu ia al meu ăsta. Mamă, deci... Mie îmi place de Ema că fără din benzinării. Băi, care mi-a luat biletul mie? Eu am luat mă și epilez, nu mă îndrăgostesc de mama prietenului meu, mamă. Și crezi că e Nona? Auzi, asta e pentru tine. Și eu zic că ăla e Nona. Asta e pentru tine. Tu te-ai îndrăgostit de mama unui prieten de-al tău. Haide noi fiecare să ne legem câte una și să ne prefacem că chiar e adevărat. Da. Chiar e adevărat. Wow. Păi niciuna cu nici. Asta cu 100 asta de bărbat, eu vreau. Eu banal cu neepilatul. Eu cu ce? Cu eu nu mă epilez. Mamă, deci mie îmi place de Ema că caracterizează nerișa. Nu mă epilez la cu. Mă și epilez. Nu mă îndrăgostesc de mama. Auzi, asta e pentru tine. Și eu zic că la. Nu pare. Tu te-ai bărbat, eu nu mă epilez. Eu vă atac, fac mai maturi. Da. Și tu, Ema, eu cu timp vizinării. Eu pus la Ema să potrivească. Eu fac eu cu. La Bia să potrivească. Păi nu mașina, zic am. Nu, la tine la examen nu potrivește. Nu. Zi-mi ea cu benzinăria. Trebuie să fii și ceva care pare adevărat. Care se pare că da. Dar ea nu-i la facultate. Sau la cine nu se așteaptă păi cu pozele indecente. Păi acolo scris la examen. Zi-mi ea cu benzinăria la mine. Păi nu. Fiecare să zică dacă e adevărat sau nu. Pun eu aia cu arestul, că se așteaptă oamenii, că ai văzut că au zis din prima, Ema. Ok, arestul, Mihaela. Ce faci? Da. Păi hai să-mi eu zic aia. Ia zic aia. Arestul la domiciliu. Tu trimiți poze indecente. Poze indecente. Are că eu nimerit. Tatăl prietenii. Da, că eu am cu arestul. Fată, ai cu arestul, e gata. Păi zici că eu, că ei se așteaptă la mine. Se așteaptă cu furatul zilnic din benzinărie. Se așteaptă la amândouă. Eu trebuie să zicem diferit. Hai, furatul din benzinărie. Tu nu se epilează? Nu mă epilez. Eu am avut de bărbat. Mamă, le fac și eu poveste din aia cu furatul. Și trebuie să spune că e adevărat. Noi ne prefacem că nu i-am văzut. Ei ne spun nouă ce spun și noi zicem dacă a găcit sau nu. Păi hai de unde ea întreabă dacă ne face legătura cu fetele, care am ales câte o fată care crede noi că... Și așa mi se pare. Cameră! Ne faceți legătura cu fetele? Ne-am ales fiecare câte o fată care crede noi. Ne-am ales fiecare câte o fată și... Mulțumesc! Bună! Bună! Ați găcit? Super tare jocul! Hai să vedem dacă am ghicit acum. Doamne! Hai să ghicească fiecare... Să ghicească fiecare pe rând și să zică numele care l-am crezut. Sunt adevărate sau sunt fake? Sunt adevărate. Da, da, clar. Poate sunt adevărate. Ai să la domiciliu, adevărat că a fost cineva. Poate ăsta. A, deci e frunul acolo care nu se epilează? Tot ce am scris, staff-ul știe deja. Adică nu este ceva nou pentru staff. Natalia. Este nou pentru voi. Natalia. A, ok. Lasă-ne cu frunchele. Că nu știu care a avut 100 de bărbați din voi de acolo. Tu ești? Tu ești cu 100 de bărbați? Da, dar eu asta am recunoscut de când am venit în emisiune. Eu nu înțeleg de ce asta e așa o noutate. Vezi că ne minți acum, gen. Ce înseamnă că ai avut 100 bărbați? Te-ai sărutat cu ei sau... Oare ce înseamnă, frate, asta? Am avut relații intime, dar eu n-am ascuns asta niciodată. Eu am fost foarte rebelă, începând de la 14 ani. Ok.